vlog or not to vlog, aceasta nu mai este o întrebare. Vloggingul a devenit astăzi un mediu plin de conținut, universal și complex. De la prăjitureală, la make-up și beauty sau fitness și sănătate, până la echipamente foto, video și subiecte sociale, vlogul este deja un instrument profesional cu care comunicăm publicului într-o manieră mult mai relaxată și eliberați de rigorile unei producții TV convenționale. Indiferent ce fel de vlog faci, sunt câteva elemente esențiale ce fac diferența între succes și ignor total. Claritatea și stabilitatea imaginii, culorile, cât de bine se evidențiază subiectul și, foarte important, cât de clar se aude. Pare complicat? Urmărește în continuare ca să știi ce echipament să cauți și cum să-l utilizezi, alegând ce ți se potrivește. Hai să vedem care sunt pașii pentru un video de bună calitate. Dacă filmezi cu telefonul, vei simți lipsa zoomului. Să poți înregistra de aproape un subiect fără să mergi fizic lângă el este uneori extrem de important. O cameră video sau un aparat fotocompact au deja obiectivul cu zoom incorporat, deci gata cu deformarea subiectului din cauza filmării de aproape cu telefonul. Efectul de bokeh, adică evidențierea subiectului față de fundal, se obține natural când ai un senzor mare și un obiectiv luminos. Deci, pentru un aspect cinematic, orientează-te către o cameră foto DSLR sau mirrorless. Cu telefonul nu vei obține cadre de genul acesta, iar dacă lumina nu e foarte generoasă, imaginea va fi cam zgomotoasă. Desigur, telefoanele de astăzi redau culori vii și frumoase, însă s-ar putea să-ți dorești o imagine mai realistă sau poate vrei să cuprinzi și lumina și umbrele în același cadru, iar aici camerele excelează față de telefon, tot datorită senzorului de dimensiuni mai mari și a procesorului de imagine. Ca vlogger, sigur joci rolul unei întregi echipe de filmare, deci trebuie să vezi permanent ceea ce faci. De aceea vei aprecia ecranul rabatabil al unui aparat foto sau camere video și nu mai pierzi din calitatea imaginii ca atunci când filmezi cu camera frontală a telefonului. Iar la nevoie, poți atașa chiar un monitor extern. Unul din cele mai importante aspecte, un fel de sarea în bucate a filmului, este sunetul. Indiferent că filmezi cu telefonul, aparatul foto sau camera video, microfoanele incorporate sunt proiectate pentru a oferi un sunet universal. Sunt prea sensibile la vânt, zgomotoase și nu captează toate frecvențele ce pun în valoare vocea umană. Un microfon dedicat este construit special pentru a servi unui anumit scop, pe care trebuie să îl cunoști când alegi microfonul. Adică, vei avea nevoie de microfoane diferite pentru eveniment, interviu sau film. Pe scurt, orice aparat foto sau cameră video îți va oferi un upgrade față de telefon și majoritatea sunt acum dotate cu intrare audio pentru a conecta un microfon. Recapitulăm. Când avansezi de la telefon, dar nu prea vrei să cari mult echipament, un aparat foto compact cu zoom este o alegere bună. O cameră video este o ergonomic superioară, ușor de manevrat, are ecran rabatabil, zoom suficient și durata de filmare mult mai lungă. Gradul maxim de flexibilitate îl obții cu un aparat foto DSLR sau mirrorless, datorită unui senzor mare și obiectivelor interschimbabile. Important ca obiectivele cu diafragmă luminoasă și focală fixă îți vor oferi calitatea superioară celor de kit și un bokeh mai spectaculos. Calitatea sunetului este importantă, de aceea, dacă ai un singur personaj care vorbește în fața camerei, o lavalieră este indicată, fie cu wireless sau cu fir. Iar pentru un interviu, un microfon direcțional montat pe cameră ar putea fi mai potrivit. Pentru viitor, îți recomand un stabilizator, lumină de bună calitate și, desigur, acumulator suplimentar ca să nu rămâi niciodată în pană. Ei bine, sper că acum ai o idee mai clară despre echipamentul necesar și să-ți dezvolți vlogul. Nu uita, ai la dispoziție o echipă de consultanți în magazinul F64, disponibil telefonic, mail sau chat. Pentru mai multe informații despre echipamentele tale de vlogging și nu numai. Mult succes!